lor. Una dintre ele, cu sarcină avansată în luna 6, a suferit leziuni serioase. Accidentul s-a petrecut pe drumul european 87, în dreptul localității Baia. Șoferul uneia dintre mașini care mergea spre Tulcea a încercat să depășească, dar nu s-a asigurat. De pe contrasens venea un autoturism care l-a proiectat într-o altă mașină. Am văzut că venea spre mine, am tras cât am putut de dreapta, am văzut copacul, m-am oprit și a intrat în mine cât a... Ne-au răsturnat și ne-am dus în șanță. În urma impactului, toate cele trei autoturisme s-au făcut praf. Patru ambulanțe au ajuns imediat în zonă. O gravidă în luna a șasea, care a suferit și un traumatism craniocerebral acut deschis. Cealaltă femeie însărcinată în luna a patra a fost rănită ușor și a refuzat să meargă la spital. Șoferii însă dau vina unul pe celălalt. Polițiștii au testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul a fost negativ. Deplasând la fața locului, am constatat trei autoturisme avariate, care din primele cercetări nu ne putem pronunța asupra cauzei. Din cauza accidentului, circulația între Constanța și Tulcea a fost blocată mai bine de o oră.